Da. În bătă de zbătiri numărul 263 pe domnul Șingiule 2003, ați fost convocați de către domnul primar al comunei Bârlon pentru ședința ordinară a Consiliului Local de data de astăzi la ora 10, cu 6 puncte de ordine de zi, 7 cu diverse, și se opună spre aprobarea dumneavoastră proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării procedurilor de atribuire a contractelor și prestarea de servicii pentru derulare a măsurilor educative la nivelul urmărtei Comuna Bujor, proiect de hotărâre privind desușirea de către Consiliul Local al Comunei Bujor la întâmpinării formulate în dosarul 894/110/2023, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Bujor pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău, CESA, din 7 august 2023. Și 8 august 2003, proiect de hotărâre privind sprijinirea financiară, sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 30 iunie 2023, domiciliază în raza comunei noastre și nu au beneficiat de acest sprijin. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați după încheierea contractelor de achiziții și de asigurare conform de la bugetul local pentru obiectivul de investiții modernizare drumului comunal D583 Bârjor Cuneșeni, lungime 4.270 metri, original 2000, drum județean 156, limitat comunal Solonț, comuna Bârjor de Zubacău și următorul proiect de hotărâre a fost azi dimineață transmis la fiecare, dar solicit să introducem în ordinea de zi, pentru că acest proiect a mai fost dezbătut prin alte două hotărâri, a fost adoptate în 2022, referitoare la punctul acesta, podul la Bălmășeni. Pot să vă explice cei care ca timpul respectiv. E vorba de proiect când ajungem acolo. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, construire pod peste râul Solomon, în satul Bălmășeni, comuna Bălmășeni, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții, Anghia Salinii, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului și diverse. Dacă nu aveți alte propuneri pentru ordine de zi, cine este pentru ordinea de zi, proiectul de zi? Cine este împotrivă? Cine cineva? Mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi și dăm cuvântul doamnei mei cui? Procesul de azbal. Procesul de azbal. A, da. Nu m-am uitat la procesul verbal aici, da, corect. Da, sunt procese verbale. Exact. Eu mă întrebit. Sunteți direct dinainte. Da, mai repede. Dacă sunt de acord cu procesul verbal care a fost publicat și pe, am citit pe internet, dacă aveți completări, putem foarte ușor menționăm și, bineînțeles că nu modifică procesul verbal care l-a făcut. Deci se completează cu data de astăzi, dar da. Bine că m-a aprobat măcar. Da. Vă mulțumesc frumos. Să intrăm în ordinea de zi și să prezinte proiectul privind neasumarea responsabilității cu atribuirea achizițiilor de la școală. Cine? Da, prezint eu. E vorba despre licitația care o să fie pentru achiziția produselor și serviciilor aferente programului pentru școli la României. Deci achiziția de lapte și corn sau ce produse. Și primăria, deci ne-au solicitat prin adresă dacă noi vrem să ne asumăm, să organizăm noi licitația sau Consiliul Județean. Dar și noi sunt. Asta am venit cu propunerea la dumneavoastră, că nu ne asumăm această acea și acum să organizeze licitațiile și ofertele și toate alea pentru lapte și pe... Adică dacă tot au început, au făcut de atâția ani lucrul ăsta, acum te trezești după atâta timp, că vă dați seama cum să te apuci să faci tu licitații, să găsești producători, să faci, să cauți meri, să... Acum, de să știți că sunt și mai la idee să faci contracte pentru la anul. Păi vă dați seama că contractele astea un an de zile, cred că... Un an scolar. Păi și pentru școală trebuie lumea să ocupe, chiar? Păi și dar nu se rezolvă de la primărie, cred că dacă îți asigură primăria... Nu, știți un om delegat de la mea la școală care se ocupă din...
tot ce înseamnă programul la picior și măr și câte situații sunt de făcut și e foarte la cea mai corecteze în școală. Sunt copii care chiar le folosesc, chiar mă. Sunt care mai... Da. Aveți alte discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Eu nu m-am votat. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Comunei Burjoi la întâmpinării formanței de dosarul 892. Pe rolul Tribunalului Bacău a fost înregistrat dosarul 894/110 din 2023, în care domnii Adam Cornel, Budică Simona, Rachelu, Irina și Olaru Mariana au formulat o cerere de chemare prin care s-a solicitat anularea parțială a hotărârii Consiliului Local numărul 16 din 31 martie 2021 privind aprobarea introducerii în domeniul public al comunei a unor drumuri vicinale și comunale și declararea lor ca bunuri de interes local identificate în teritoriul administrativ al UAT Pârșor. Acordarea împuternicirii primarului Comunei Pârșor să reprezinte Consiliul Local al Comunei Pârșor în instanță de judecată în dosarul mai sus menționat. Deci, în acest sens, a fost înregistrată la sediul instituției noastre sub numărul 2241 din 1105-2023 adresa Tribunalului Bacău, prin care ne-a comunicat o copie după cererea formulată de reclamanți și înscrisurile anexate la acest dosar. Vi le-am trimis și dumneavoastră. E vorba despre drumul ăla în care a fost discuție, știți și dumneavoastră. Deci anularea parțială îl privește numai drumul respectiv, cu acces la, știți... Care s-a asfaltat. Care s-a asfaltat? Da. Da. Am anexat și întâmpinarea care am făcută de către noi și dacă dumneavoastră ați citit și dacă sunteți de acord ca domnul primar să reprezinte și să facă toate demersurile în acest dosar. Deci să ne apărăm. Dumneavoastră ați citit acum? Dacă aveți alte discuții. Cine este pentru? Păi drumul ăla de la Băcuș. Da, de la Băcuș. Da, acolo e problema mai dificilă. Trebuie să ajung în instanță. Da, votați. În instanță și trebuie să o mulțumim. Votați așa. Votăm și în urmă. Dumnezeu, instanța. Cine este pentru? Numărul Margareta. Deci pentru. Una, două, trei. Pentru anularea hotărârii? Da. Nu pentru anularea. Da, da, da. Anularea hotărârii sunt două. Aici sunt două. Pentru însușirea întâmpinării făcute de UAT prin primar ca să susțină hotărârea care a adoptat-o atunci deci, ca să facă drumul public. Să vă citesc articolul 1. Se ia act, deci luați act de acțiunea în contencios administrativ în dosarul respectiv. Se însușește de către Consiliul Local întâmpinarea formulată în dosarul număr, care e anexă întâmpinarea hotărârii. Și articolul 3 se mandatează primarul comunei să reprezinte Consiliul Local în instanțe. Cine se abține? Statul ăia nu am mai înțeles ce are și cum e. Doar să ne bunim pe tot. Cum are că pare? Domnul Nistor a votat împotrivă și atunci când am adoptat și pe zeu. Și merge așa. Și eu n-am mai. Nu-mi schimb votul, dar nu știu. Păi acolo și noi ne-am abținut atunci. Păi nu, ca fiecare zi de aia, o să ne-am ținut. O să ne-am ținut că e mai... Deci abținerile, vă rog frumos. 3. 1, 2, 3. 3 abțineri. Deci, nominal strășică pe urmă sunt... Laslă, da, Ieriș și Pășescu. Și așa nu o să fie mare lucru pentru că se pătrăt. Da, și trece la urmă. O respect și plângerile pe care le-am văzut. Da. E gata, nu? Da.
Atât. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului UAT pentru ședința adunării SC, Compania Regională de Apă, dacă primul prezintă, doamna Antia. Doamna prezintă, ne-au trebuit materiale de la CRAB și trebuie să-l mandatăm pe domnul primar să participe și să voteze. Trebuie să-i corecteze de membrii, acum toată lumea știe. Compania Regională de Apă, Bacă, au niște proiecte de hotărâre, mai multe care... Trebuie să participe domnul primar la această ședință, dacă dorește și cum votează. Ia să vedem. Articolul 1. Da, Consiliul Local. Cum votează? Cum votează? De... Nu știu. Cum? La latitudinea domnului primar. La latitudinea domnului primar. Votează. Votează, da sau nu. Cine este pentru? Și să pe dânsul să ne reprezinte, să vă reprezinte în Consiliul. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Da. Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 de ani. Doamna. Da. A mai fost o hotărâre în acest sens și s-au omis o singură familie, deci primarul Constantin și Maria, și am făcut un nou proiect de hotărâre pentru familia respectivă, pentru 50 de ani de căsătorie, suma de către 500 de lei. Un sprijin financiar pentru 50 de ani da. De căsătorie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice actualizați după încheierea contractului de achiziție și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru obiectivul modernizare de un comunal de 500 de lor Bălmășeni. Prezintă doamna Viorica, i-am spus să vină, dar... Dar citește, că tu ești... Dar n-am mai făcut și o refăcută, să s-o mai adunat doar. Nu știu, doamna, ci... Deci, vreți mai urmă doar cum doamna. Și dacă vine doamna de timp, o să ne prezinte. Da, da. Proiectul hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a indicatorilor tehnico-economice și a deficitului general actualizat pentru obiectivul de investiții, construire pod peste râul Solons. La Bărășel, da? Da. Dăm cuvântul, da. Am scoate în cetate execuția acestui pod și pentru că celelalte hotărâri erau aprobate în anul 2022, ar trebui să reactualizăm hotărârea și pentru că erau două hotărâri, în care una s-a adoptat, cealaltă modifica, am cu cei de la minister, am ajuns la concluzia, ar fi mai indicat să le revocăm pe cele două și să adoptăm în hotărâre indicatorii tehnice economice române aceiași, valoarea de la bugetul de stat și valoarea de la bugetul local, rămân aceea și noi doar trebuie să adoptăm hotărârea. Și să o urcăm în platforma dedicată de proiectele care sunt finanțate prin programul național în Moscova. Corect, de la un an la altul, dar cifrele se modifică, dacă noi da. Faci, da. Iar urmă, da. Discuții, vă rog, dacă aveți ceva. Supun spre aprobare? Cine este legat de vorbă? Știți? Legat de vorbă. Da, de vorbă. La Bălmășeni. Spuneți-o. Mi s-a prezentat tot ceea ce a fost de stăpânt, lucime, tot. Cine este pentru? Nu construiești și fie din cealaltă. Împotrivă? Da, se abține cineva? La diverse, dacă aveți ceva. Nu, dar mai nu. Și mai aveți ceva. Păi ea sau trebuie să vină în teoria. Mai e ultimul, da, mai e un proiect. Mai e un proiect care a sărit peste el, de la n-au aprobat 200 de ori până acum, dar acum câte ani am da. Deci mai e proiectul ăsta, mai sunt două proiecte. Proiectul ăsta cu drumul de la Bărnășeni, indicatorii tehnico-economici. Deci, da, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizând documentarea contractelor de achiziții și de asigurare cu finanțele la bugetul local pentru obiectivul de investiții în modernizare drum comunal cu Jol Bărnășeni. Doamnă. Am făcut din nou un alt proiect, pentru că din anul 2019 nu s-au mai făcut lucrări. Constructorul nou, acolo care nu s-a angajat, nu a mai făcut lucrări. Și a fost perioada asta care o suferit și unele modificări, deteriorări. Și vrea să scoatem din nou, să facem licitație. În final să-l închidem. Pentru restul de executat. Poate termină, poate de Dumnezeu. Să închidem proiectul. Să finalizăm. Să
Și drum, să finalizăm și mai este. Am făcut o expertiză în care ne spune ce mai este de făcut, ce a fost deteriorat. Expertiza am făcut-o în 2028. Păi nu numai expertiză s-a făcut în genie. Iată, m-am trecut cu un om cu ori deasupra, că atunci nu s-o tras, sau atâta. Asfaltul. Asfaltul, mă refer. Cobor roșu. Cobor roșu. Nu, mă refer. Nu, mă refer. Nu, mă refer. Nu, mă refer. Ce mai sunt lucrări de făcut? Mai sunt eu, da. Dacă suiți aia pe la... Dacă sunteți de acolo... Șanțul de... Groapa asta aici din... dealuri acolo, cât e rău și... Pe toate va fi mult. Soate, și până la bot, cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? Dacă aveți comentarii. Mai avem al doilea proiect, domnul. Domnul Nisă, dacă grăbiți cineva... Cum mă grăbiți? Este proiectul ăsta de hotărâri privind aprobarea sumei de 42.197 de lei pentru obiectivul de investiție, în cale de acces în sat Bărnești, comuna Părșoasă. Da? Am avizat-o aici, dar n-am văzut că eu sunt abat. Din podiectul ăla de la Iliescu, la Bărnești. Se află o sumă de 42.197 de lei, 43.400 de investiții, amenajare în cale de acces în sat Bărnești. Conform oferte de preț, numărul din data de... Cine a făcut oferte de preț în ultima? Oferte de preț. Vreți să-ți spun? Nu, deci cine a făcut? Ah, să întreb, nu? Am întrebat. Grup Petromecanic SRL, Vasile Cătălin Sala, director. La GPM, Grup Petromecanic, și nu știu de unde e. Borzești, nu? Nu, nimic, de la Buiești, ăsta e nimic. Buiești, da. Mă cheam care buviți ăsta. Da. Aici scrie oferte de preț în viitor la cele admise de ofertă, vă transmit următoarele. La care pot cu tablă grosime, corect, 10 mm dimensiune, 3.000 pe 12.000 mm, montaj pe poziție, dat cu un strat. Îl faci cu 10 Coarțos, termen execuție 5-18 zile, condiții de eliberare în calitatea păjurilor, condiții de plată 30 zile, ca finalizare, 35-35. Este o treabă bună, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Acum, acum nu mai spun nimic, dacă aveți vreo să ceva, că-i tot... Totul ok, da? Atunci vă mulțumesc!